sănătatea ta să sporească cum sporește și sufletul tău. Să fie așa. N-are rost să ne vindecăm doar degetele. Sunt și ele bune la ceva. Dar dacă sufletul nu-l vindecat, mai devreme sau mai târziu și degetele vor începe să tremure. Majoritatea bolilor noastre fizice au rădăcinile în suflet. Sentimente de vinovăție, oboseală sufletească, neîncredere, toate acestea nu fac altceva decât să alimenteze sufletul cu boală. Și trupul va simți asta. Un om care radiază de bucurie, un om care este vindecat pe dinăuntru, va fi vindecat pe din afară. Dacă n-am înțeles legătura dintre astea două, n-am înțeles încă ce înseamnă să trăim. Vă invit în seara asta să învățăm să trăim. Ăsta este scopul pentru care ne-am strâns în seara asta aici. Eu știu că sunteți obosiți. O zi întreagă de trudă se simte. Dar dacă ne-am strâns în locul ăsta aici, înseamnă că ar fi cumva ceea ce se numește cireașa de pe tort. Acum, nu că vreau eu să spun că acum e mai frumos ca oricând în ziua de astăzi, dar cred că ar trebui să fie așa. Și cu ajutorul dumneavoastră vom face asta. Când mi-am invitat colegii mei de școală, pentru prima dată într-o biserică de felul ăsta, mi-au zis așa, nemulțumiți și oarecum frustrați. Zice, dar pe aici la voi e ca la o sală de ședință. Sfinții unde sunt? M-au întrebat ei. Așa de frumos mi-au ridicat la fileu întrebarea, încât mi-a fost, de fapt, ei m-au învățat ce să spun. Și le-am răspuns, sfinții sunt în bancă. I-am luat de pe pereți și i-am pus în bănci. Mi-ar face bine, m-aș bucura tare mult să știu că ființa umană poate să nădăjduiască să trăiască sfințenia, nu doar să o picteze. Se spune că Henric al VIII-lea, în momentul în care a făcut o reformă în Anglia și a avut nevoie de bani, a făcut un lucru foarte ciudat pentru vremea aceea, semăna cu o desacralizare, și anume a luat din biserici aurul. Și se întâmpla ca în momentul în care a luat aurul din biserici să ia și obiectele de aur. Adică ce? Erau statuete de aur care reprezentau sfinți și așa mai departe. Și în Palatul Regal s-au năvălit întrebările, de ce face asta? De ce? Că nu se poate. Și Henric al VIII-lea le-a spus, e un dicton care nu-mi iasă din minte, le-a zis așa, lăsați sfinții să circule. Florin Lăiu, în legătură cu asta, scria într-o poezie, să umble și azi pe trotoare și benzi. Picioare și roți și lumini de valdenzi. Valdenzii fiind un grup de oameni din secolele 11, 12, chiar și mai devreme de atât, care au fost purtătorii mesajului Scripturii în toată Europa, într-o zonă sau într-o perioadă în care Scriptura era interzisă. Vă puteți imagina ca Europa, eu știu, continentul culturii și al luminii să interzică Scriptura? Vă puteți imagina așa ceva? Ma, s-a întâmplat lucrul ăsta. Au fost oameni arși pe rug din cauza că au citit Scriptura. Au fost oameni care le-a intrat Inchiziția în casă. Ați auzit de Tribunalul Inchiziției, da? Le-a intrat în casă, i-au luat, i-au arestat, i-au trimis pe galere, i-au ars pe rug.
Dragonadele au fost, de asemenea, un exercițiu politic pentru a opri citirea și răspândirea Scripturii. Ce erau dragonadele? Dragonii erau trupe regale în Franța, care trebuiau să fie hrănite și întreținute. Și în momentul în care se știa că ești creștin, ai Biblie în casă și cineva te denunța de așa ceva, te trezeai cu un pluton de dragoni care ți era repartizat și tu trebuia să-i găzduiești, să le speli, să le dai de mâncare și să le faci toate capriciile lor. Și vai de familiile care aveau fete. Da? Și țineau acolo, pe capul familiei respective, până când nu mai rămânea nimic, pentru că soldații erau obișnuiți să distrugă tot, sau persoanele respective trebuiau să se ducă și să-și mărturisească fără de lege, acum că au citit din Scriptură. Nu știu cum să vă spun, dar de ce credeți dumneavoastră că a existat această luptă teribilă împotriva Scripturii? S-a spus la un moment dat că Scriptura nu poate să fie scrisă decât în trei limbi. Ebraică, greacă și latină. Trei. După cum e și Trinitatea, au zis ei. Numai astea trei. Acestea erau limbile permise în care trebuia să apară Scriptura. Nu în alte limbi. Imaginați-vă că veneați la biserică. Dumneavoastră, români, sau de limbă rusă, nu știu, în sfârșit. Și vi se spunea sau vi se citea Scriptura în limba, în ce limbă? Alegeți una din astea trei, oricare. Hai să zicem latină. Sau greacă. Ce beneficiu aveați că ați venit la biserică? Poftiți? E o vorbă. Vii într-un fel și te duci la fel. De ce vii la biserică? De ce vii la biserică? O altă întâmplare foarte interesantă a fost cândva în secolul VIII. În zona noastră română se vorbea la biserică în limba latină. Fiind sub Imperiul Bulgar, s-a dat o hotărâre de guvern la vremea respectivă, hotărâre imperială, pentru că împăratul spunea treaba asta, era Imperiul Bulgar, repet, ca începând de mâine, pe tot teritoriul Imperiului Bulgar, să nu se mai vorbească vreo altă limbă decât limba slavonă. Așa că preoții n-au mai avut voie să vorbească în biserică limba locală și au trebuit din seara asta până mâine să învețe limba slavonă. S-a spus că dacă nu se întâmplă treaba asta, se taie limba. Și a doua zi dimineața, la biserică, preoții au început, nu știu, dumneavoastră vă place Caragiale? Ați citit Caragiale, piese de Caragiale? Știți cum se vorbea în piesele lui Caragiale limba franceză? Lingurision, furculision și așa mai departe. Oamenii ăștia, preoți fiind, pentru că trebuiau până a doua zi să învețe limba slavonă, n-au avut cum decât să ia cuvintele lor și să le adauge prefixe sau sufixe de genul acesta și să vorbească într-un fel de nimeni nu înțelegea nimic și ei ziceau că asta este noua limbă. Nu înțelegeau nici ei, nu înțelegeau nici cei care veneau la biserică și așa a apărut cuvântul boscorodeală. Din momentul acela, oamenii respectivi au început să boscorodească și așa în biserică s-a boscorodit.
Nenorocirea este dacă s-ar băscorori și astăzi. Aș vrea să înțelegem un lucru. Scriptura este pentru a fi înțeleasă de oameni, nu pentru a fi ascunsă de ei. Avem reminiscențe de boscorodeală până în ziua de azi. În momentul când cineva spune, băi, lasă, nu mai citi Scriptura, că și așa nu înțelegi. Vreau să vă spun că Scriptura nu boscorodește. Scriptura vorbește lămurit. Aș vrea în seara asta să facem un experiment. Și experimentul aș vrea să-l facem rapid de tot. În seara asta voi dori să citim împreună din Scriptură. Și să vă întreb, oameni buni, înțelegeți sau nu înțelegeți? Se înțelege sau nu? Vi se pare că e încurcat sau vi se pare că e limpede și e clar? Acesta va fi experimentul acestei seri. Bine ați venit în seara asta pentru ca să facem asta. Mă interesează un lucru și anume, vă voi spune de la început ce vreau să se întâmple aici, ce vrem să facem. Și anume, imaginați-vă, eu cred într-un fel, doamna de aici din față crede altfel, domnul de acolo crede altfel, domnul de acolo crede altfel. Cine arbitrează între noi? Poftiți? Vreau să vă spun un lucru. Eu nu sunt aici pentru că am mai multă autoritate decât dumneavoastră. Eu nu m-am ridicat aici pentru că știu mai mult decât dumneavoastră. Eu sunt aici doar pentru un lucru. Pentru că las în măsura în care eu pot ca Scriptura să vorbească prin mine. N-aș dori să vorbesc de la mine. N-aș dori să vorbesc de la Scriptură. Și aș vrea să înțelegem că Scriptura este singurul arbitru între noi. Deci dacă eu am o problemă și nu mă înțeleg cu tine, va trebui să venim aici, și mă refer la probleme în care am de-a face cu sufletul meu. Și cu sufletul tău. Va trebui să vin aici să rezolv problema. Nu va trebui să o rezolv între mine și tine. Nu problema este cine e mai deștept. Nu problema este cine raționează mai mult sau mai bine. Nu cine are vocabular mai mare sau mai puțin. Nu. Nu cine este mai înalt în societate și sau nu. Ci problema este ce zice Scriptura în dreptul fiecăruia dintre noi. Vi se pare corect? Uitați ce se întâmplă. Vă voi propune să începem cu o scurtă recapitulare a serii trecute. În seara trecută, datorită unei probleme tehnice, n-am putut să cităm prea mult text biblic. Și din cauza asta vă propun repede de tot să facem o trecere în revistă a ceea ce s-a întâmplat seara trecută. Câteva texte biblice vreau să citim împreună. După care ne vom opri și vom cânta o cântare. Vă spuneam în fiecare seară și voi repeta lucrul ăsta. Cântând împreună o cântare, ne împrietenim. Să știți că și eu am emoții. Vin aici, în fața dumneavoastră. Intenția mea nu este să câștig prin vorbă. Ci intenția mea este ca să mă rog lui Dumnezeu să fie prezent și să se vadă El în această întâlnire. Și atunci emoția e mare. Mă întreb întotdeauna, Doamne, ești destul de prezent? Mă întreb întotdeauna, Doamne, vorbești Tu sau vorbesc eu? Rugați-vă să nu vorbesc eu. Haideți să începem puțin. Deci, încă o dată, suntem la momente de recapitulare. Voi încerca să trec repede prin versetele respective. Sunt versete extraordinar de puternice. Am nevoie să le repet cu dumneavoastră pentru a bate în cuie soluția pe care am stabilit-o împreună, și anume, de ce Biblia poate să fie un arbitru între toate părerile creștine. Haideți să vedem.
Vă rog frumos. Apocalips 22:18 spune așa: mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Repet, Apocalips 22:18. Așa se încheie Scriptura. Am fost profesor de istoria religiilor. Am predat despre marile religii ale lumii. Am observat că există scripturi de mai multe feluri. Spre exemplu, scripturi sunt numite și vedele. Vedele sunt scripturile hindice. Ce sunt vedele? Vedele sunt colecții de proverbe, zicători, legende, deștepte. Dar la proverbele, zicătorile și la legendele vechi, eu pot adăuga oricâte alte proverbe prezente. Astfel încât scripturile respective nu sunt scripturi închise, sunt scripturi deschise și înțelepciunea din vedele respective poate să se extindă. Cu alte cuvinte, dacă aș avea aici cartea vedelor și aș pune lângă ea scriptura, vedele mă lasă să adaug scriptura la conținutul lor. Dar dacă pun scriptura și vreau să adaug vedele, scriptura nu mă lasă. Scriptura îmi spune nu. N-ai voie să adaugi nimic. Dacă vei adăuga, îți va adăuga Dumnezeu urgiile scrise în cartea asta. Vreau să vă întreb, de ce Scriptura este atât de rigidă? De ce nu este mai tolerabilă, mai deschisă? Lasă, frate, și vedele, și Upanishadele, și cartea lui Mormon, și Islamul cu Coranul lui. De ce? Scriptura, dragii mei, are o identitate proprie extraordinară, ceea ce nu veți găsi în celelalte cărți. Scriptura vine și spune, Dumnezeu a zis. Mai departe, în Apocalips 22:19, următorul verset spune, și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acesteia, îi va scoate Dumnezeu dreptul. De la pomul vieții. Nu poți să adaugi, nu poți să scoți. Trăiesc într-o vreme în care nu există absoluturi. Nu mai există absoluturi. Știți ce înseamnă absolut? Absolut înseamnă adevărul absolut, de la care nu te poți mișca nici la stânga, nici la dreapta. Mulțumesc. Uite, dânsul vine și îmi spune, unul dintre lucrurile care se citează extrem de mult în ultima vreme, se spune că dacă în societatea de astăzi libertate înseamnă că 2 plus 2 fac 4, asta nu e libertate. Libertatea apare atunci când 2 plus 2 fac 5. Serios! De asta este ultima idee a marilor noștri înțelepți. Ca să fii liber, trebuie să fie 2 plus 2 fac 5. De ce? Pentru că spun ei, dacă nu-mi dai și libertatea de a greși, atunci nu-i liber destul. Nu-i libertatea destul. Observați un lucru. Scriptura nu se joacă cu adevărul. Scriptura nu acceptă greșeala. Scriptura spune, dacă scoate, dacă adaugă, s-a dus tot. De aici derivă autoritatea Scripturii. Este foarte interesant de ce a fost judecat Domnul Iisus Hristos. Știți de ce, pe ce bază a fost condamnat?
pe baza faptului că el susținea un adevăr absolut. L-a întrebat preoții, cine zici tu că ești? Și l-a spus, sunt Fiul lui Dumnezeu. Și ăștia au zis, da, crezi tu lucrul ăsta? La moarte cu tine. Nu există ca vreun om să susțină un adevăr absolut. Și l-au condamnat la moarte. Lui Pilat, Domnul Iisus Hristos i-a spus, voi veni înapoi și mă veți vedea pe norii cerului. Și l-au condamnat la moarte. Pentru că Iisus Hristos a declarat și a susținut adevăruri absolute, imutabile. Eu sunt același, ieri, azi și în veci, lumea asta l-a condamnat la moarte, pentru că în lumea aceasta noi am ajuns la concluzia că nu există adevăruri imutabile. Nu mă voi uimi dacă va veni în curând ziua în care această carte va fi scoasă din nou în afara legii. Nu mă mir deloc dacă s-ar întâmpla asta. Este Biblia mit? Este Biblia legendă? În 1 Tesaloniceni, capitolul 2:13, găsesc următoarele cuvinte. De aceea, mulțumim lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, fiți atenți aici, mie îmi se pare extraordinar, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în voi, care credeți. Ieri am vorbit despre faptul că dacă nu vorbește Dumnezeu, noi nu avem dreptul să vorbim. Vă aduceți aminte de demonstrația despre care sau pe care am avut-o ieri aici. Noi, ca ființe umane, datorită limitărilor noastre, noi nu avem capacitatea să vorbim, pentru că noi nu putem comunica decât ceea ce știm. Iar ceea ce știm noi este extrem de puțin. Iar puținul pe care îl știm, chiar la nivelul științific foarte avansat, puținul pe care îl știm, nu ne permite să vorbim lucruri care să stea în picioare din punct de vedere universal, nu din punct de vedere particular. Eu pot să vorbesc despre ce haină am pe mine, nimeni nu mă contrazice, dar din punct de vedere universal, eu nu pot vorbi nimic. Lăsați-L pe Dumnezeu să vorbească. El care stăpânește universalitatea lucrurilor, El care stăpânește universul. Pentru ca universul ăsta să aibă sens, trebuie să vorbească cineva mai mare decât universul. Eu nu pot vorbi. Și atunci apare această realitate și anume este fantastic. Voi ați recunoscut în cuvântul acesta, nu cuvântul oamenilor spune aici, ci cuvântul lui Dumnezeu. Care lucrează în voi, care credeți. Nu. Scriptura nu este mit. Scriptura nu este legendă. Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu care merge împreună cu istoria și este mereu și mereu de actualitate. Mereu și mereu viu. Mereu și mereu puternic. Da. Există o carte în Scriptură numită Iona. Iona. Este un lucru extraordinar acolo, se numește henoteism. Henoteismul este ceea ce știm noi de obicei. În politeismul antic existau sute de zei, așa este? Sute de zei. Unii mai mari, unii mai mici. Cel mai mare era șeful tuturor, peste toți. Era un fel de piramidă, cel mai mare. Dar foarte interesant este că oamenii nu-și alegeau să slujească zeului cel mai mare. Oamenii își alegeau întotdeauna să slujească zeilor mici. În cartea lui Iona, în momentul când începe furtuna, toți încep să se închine zeilor lor, pe care și aleseseră lor, ei, pardon. Și la un moment dat, când sta de vorbă cu Iona, Iona zice, eu slujesc Dumnezeului mare care a făcut cerul și pământul. Întrebarea mea este, spuneți-mi, vă rog,
De ce preferă oamenii să slujească zeilor mici? Zeii mari au pretenții mari. Zeii mici, mai ușor de mulțumit. Îi mai driblezi, îi mai... Te mai înțelegi cu el. Lasă că e mai mic. Cum să spun? Dacă nu asculți un zeu mai mic, păcatul e mai mic. Observați. Cuvântul zice ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Nu ca pe cuvântul oamenilor. Nici zei mai mici. Nimic altceva. Mergând mai departe, în 2 Petru, capitolul 1 cu 17, găsesc de asemenea un lucru, o afirmație extraordinară. Zice așa, Iisus Hristos a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine, spune Petru, am auzit acest glas venind din cer. Când eram cu el pe muntele cel sfânt. Când a fost asta? Când a fost asta? Așa este, la schimbarea la față. Pe muntele schimbării la față. Dragii mei, minune, extraordinar. Petru, Iacob și Ioan erau pe munte și au văzut cum Iisus Hristos a schimbat la față, cum a stat de vorbă cu Ilie și cu Moise. Au stat acolo de vorbă, nu știu cât, o oră, două, nu știu cât au stat de vorbă. Dar au putut să vadă cu ochii lor lucrul acesta. Vreau să vă întreb, poate fi ceva mai puternic de atât? Deci dacă dumneatale l-ai vedea la un moment dat cu ochii dumitale, că se deschide cerul și l-ai vedea pe Iisus Hristos cu haine albe, cu fața strălucind, poate fi o dovadă mai puternică de atât? Vreau să te întreb, dacă ai vedea lucrul ăsta, ai crede? Ai crede? Da sau nu? Da. Nu. Nu. Scriptura spune la un moment dat, zice, dacă nu-l cred pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici dacă se va scula cineva din morți la ei. Vă dați seama cât de importantă este Scriptura? De dacă nu crezi Scriptura, și dacă s-a ridicat cineva din morți, tot ne-ai crede. Și acum vreau să mergem mai departe să citesc textul, pentru că l-am citit pe jumătate. Deci vreau să mi-l afișați încă o dată, vă rog frumos. Și aici zice așa, textul dinainte care era așa. El a primit de la Dumnezeu cinste și slavă pe muntele cel sfânt când a zis, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Mulțumesc. Următorul slide. Fiți atenți aici. Versetul 19, versetul următor. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Mai tare decât ce? Mai tare decât ce? Mai tare și mai puternic decât viziunea pe care au avut-o pe munte. Decât slava aceea când au văzut schimbarea la față a Domnului Iisus Hristos. Mai tare decât schimbarea la față este ce? Cuvântul prorociei. Nu spun eu asta. Că dacă aș spune eu, m-ați crede, nu m-ați crede. În momentul ăsta, dumneavoastră, credeți sau nu, cuvântul prorociei, nu altceva. Este extrem de fascinant. Mie mi se pare extraordinar. Nu există o recomandare mai bună, mai puternică, o introducere mai fascinantă în cuvântul lui Dumnezeu decât asta. Nu există. Următoarea idee cu care aș vrea să închei recapitularea este principiul libertății de conștiință. Principiul libertății de conștiință la apostoli. Auziți. Drept răspuns, Petru și Ioan le-a zis. Judecați voi singuri. Dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Mai mult de voi decât de Dumnezeu. Ce părere aveți?
Dragii mei, noi de cine ascultăm de obicei în cele spirituale? De oameni sau de Dumnezeu? Cinstit! O viață întreagă! De cine ascultăm? Și aici textul spune limpede. Judecați voi singuri, sunteți oameni cu judecată, intrați în voi, calculați, analizați și vedeți, dacă e drept să asculți mai mult de om decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Din cauza asta, în seara asta, vă voi propune să funcționăm cumva și să facem experimentul ăsta, să vedem ce ar fi dacă am dat voie Scripturii să vorbească și dacă am crede-o. Ce ar fi? Două lucruri care vreau să le discut cu dumneavoastră rapid de tot. În anii 1534, Luther se pregătea să traducă Scriptura în limba germană. Spusesem că erau trei limbi care funcționa. Ebraica, greaca și latina. El zice pentru prima dată, voi traduce Scriptura cu orice preț în limba germană. Tentativa a fost considerată cel mai mare păcat. Luther a fost avertizat și i s-a spus, dacă vei face lucrul acesta, Imperiul German, Sfântul Imperiu Roman de neam german care era atunci, se va fărâmița și în loc să ai o singură religie, vei avea o mulțime. A fost avertizat de treaba asta. Și s-a spus, pentru că în momentul în care vor citi Biblia, oamenii nu se vor pricepe și fiecare va înțelege Scriptura după mintea lui. Și dacă vei avea 1 milion de oameni, s-ar putea să ai 1 milion de credințe. S-a întâmplat așa? Se zice că sunt peste 30.000 de feluri de credințe creștine. Și la vremea respectivă a spus, va fi teribil. Mă adresez dumneavoastră. Ați mai traduce Biblia dacă ați ști că asta este urmarea? Da. Da, oba. Nu. Mulțumesc, însă a zis nu. Știți ce a răspuns Luther? Luther a zis așa. Nu mă interesează câte religii vor fi. Eu nu mai vreau ca conștiința oamenilor să fie legată de conștiința altor oameni. Eu vreau să leg conștiința oamenilor de Dumnezeu. Pentru ca fiecare om să stea față în față cu Dumnezeu, nu cu alți oameni. Și oricât m-ar costa lucrul acesta, vreau să dezleg omul, să-l eliberez de lanțurile altor oameni. Și vreau să-l pun în legătură doar cu Dumnezeu. Voi reveni la întrebarea a doua după ce voi cita împreună cu dumneavoastră angajamentul lui Luther. La dieta din Worms, în 1521, Luther este acuzat și condamnat la moarte. Șansa lui a fost că l-au răpit niște prieteni și l-au ascuns în castelul din Warburg. 6 luni de zile a stat acolo fără ca nimeni să știe. Astfel încât n-a fost prins de urmăritorii lui, urmăritori federali de la Curtea Regală a lui Sigismund din vremea respectivă. În timpul ăsta, în 1521, el a tradus Noul Testament în limba greacă. Pardon, în limba germană. Dar în timp ce era acolo la dieta din Worms, este somat să renunțe sau să renege tot ceea ce a scris până atunci. Iată răspunsul lui. Este un răspuns pe care dumneavoastră îl știți. Haideți să-l mai citim doar împreună. El spune, reneg doar dacă voi fi convins de Scriptură și de gândirea sănătoasă. Vă rog să observați, Scriptura și gândirea sănătoasă merg în paralel.
Un om, dacă vrei să aibă gândire sănătoasă, trebuie să știe Scriptura. Nu știe Scriptura, să nu aveți impresii sau pretenții la gândire sănătoasă. Bun. Deci, reneg doar dacă voi fi convins de Scriptură și de gândirea sănătoasă. Nu accept autoritatea papilor și a conciliilor, pentru că aceștia s-au contrazis reciproc. Adevărul nu admite contradicții interioare. Și pentru că ele s-au contrazis unele pe altele, ele nu pot să fie adevărate. Ca urmare, merge mai departe Luther și spune: conștiința mea este captivă cuvântului lui Dumnezeu. Vreau să rețineți, să învățați pe din afară. Mie mi se pare extraordinar lucrul acesta. Conștiința mea este captivă cuvântului lui Dumnezeu. Adică cuvântul lui Dumnezeu o ține roabă. O ține captivă. El spune, ceea ce mă învață pe mine să gândesc, elementul care mă duce și îmi dă direcția gândirii mele este cuvântul lui Dumnezeu. Este fascinant lucrul ăsta. Mai departe, nu pot și nu voi retracta nimic, pentru că a merge împotriva conștiinței nu este nici drept, nici sigur. În momentul în care Luther traduce Sfânta Scriptură în limba poporului, în limba germană, el formează acestui popor o conștiință, conștiința acestui popor bazată pe Scriptură. Și el spune: dacă lucrezi împotriva conștiinței, nu este nici drept, nici sigur. Vreau să vă întreb, câți dintre noi ne călcăm conștiința? Câți dintre noi ne călcăm conștiința? Sau câți dintre noi n-avem conștiință? Nu pentru că ne-ar lipsi conștiința, ci pentru faptul că n-am educat-o, nu avem formată. Aceasta este poziția mea, aici rămân. Nu pot altfel. Dumnezeu să mă ajute. Amin. Vreau să vă întreb, a făcut bine că a tradus Scriptura? A făcut bine sau nu? Există un risc în a traduce Scriptura. Sigur că da. Dar în momentul în care ai Scriptura în mână, ai posibilitatea aceasta ca să te relaționezi direct la Dumnezeu, iar conștiința formată prin legătura cu Dumnezeu să-ți înnobileze și să-ți lumineze viața, să te scoată din mediocritatea medievală, la urma urmei, pe care cultura noastră și civilizația noastră a trăit-o timp de 1000 și ceva de ani, timp în care Scriptura n-a fost pusă în mâna poporului. Apropo, cine interpretează Scriptura? Pentru că dacă tu o interpretezi într-un fel, tu o interpretezi în alt fel și o interpretezi în alt fel, cine are dreptate? Știți? Tendința este să creadă că toți au dreptate. Și se ajunge la pluralism în felul ăsta. Și tu ai dreptate, și tu ai dreptate, și eu am dreptate. Când în realitate nimeni n-are dreptate, tocmai datorită acestei stări de fapt. Și atunci, cine interpretează Scriptura? Poftiți? Așa s-a ajuns la magisteriatul catolic sau magisteriatul religios vechi. Și anume, păi, tu nu știi să traduci, nu știi să interpretezi Scriptura. Nici tu nu poți interpreta Scriptura. Și atunci cine? Se ajunge la magisteriatul bisericesc, în care biserica este chemată să interpreteze Scriptura. Adică eu mă voi duce și voi întreba biserica. Biserica asta, îl voi întreba pe pastor. Cum e cu asta? Cum să înțeleg asta? Și pastorul îmi spune: Valentin vă spune cum se înțelege Scriptura. E corect? Da sau nu? E corect? Nu. Păi și atunci cine interpretează Scriptura? Valentin nu? Preotul? Atunci cine? Frumosul principiu al Scripturii. Scriptura se interpretează pe sine însăși. Luați un text de aici, nu-l putem înțelege, nu-l pot înțelege de aici, n-are nimic, mă duc la alt text care va arunca lumină asupra textului respectiv. Și acum, experimentul.
Vă rog frumos, am aici 20 de Biblii. Aș vrea ca aceia care doresc să verifice împreună cu mine să primească câte o Biblie, să deschidă și să citim împreună. Uitați, te rog eu frumos, ia din Biblii și toți aceia care doresc să citească împreună cu mine din Scriptură, ridicați mâna și veți avea o Biblie pe care o vom reîntoarce. Nu o luăm acasă. O folosim doar aici. O să vă rog prima dată să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu la cele 10 porunci. La cele 10 porunci, pagina la mine este 81. Pagina 81, da? Bun. Eu am o dorință acum. Dintre toți vizitatorii și musafirii de astăzi, eu am vorbit cu o singură doamnă. Eu am vorbit cu o singură. Și o să rog eu ca dânsa să citească pentru mine. Ca să vedeți ce ușor e cu Biblia asta. Că dânsa mi-a spus, eu am citit Biblia până într-un loc și pe urmă m-am împotmolit și am lăsat o baltă. Și drept treaba asta se întâmplă în dreptul multora, nu e o problemă. Deci Exodul, capitolul 20, suntem aici, de la versetul 4, 4 până la 6. Aici? Da, sigur că da. Da, să vă ține un microfon, să nu... Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, așa, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Și mă îndur și șase. Și mă îndur până... Și mă îndur până la al miilea. L-ați văzut pe dânsul e Zeus. Am luat din mitologia greacă pentru ca să nu jignesc pe cineva, să nu supăr pe cineva. Dar chip cioplit înseamnă asta. Bun. Foarte mulți, spre exemplu, Biserica Ortodoxă zice, la noi în biserică nu există nicio statuie. Dacă vreți să deosebiți o biserică ortodoxă de una catolică, atunci când veți intra într-o biserică catolică, veți găsi statui și picturi. Când veți intra într-o biserică ortodoxă, nu veți descoperi statui. Veți descoperi doar picturi. Fiți atenți, nu le-am zis icoane încă. Le-am zis picturi. Da. Acum, eu vă întreb. Fiți atenți, să nu-ți faci chip cioplit și zicem, noi nu ne facem chip cioplit. Dar ce facem cu partea a doua? Nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri. Intră în categoria asta și picturile. Jos pe pământ, în apele mai jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Întrebarea mea este, dar noi atunci de ce facem treaba asta? Nu-i suficient de clar? De ce facem? Nu e suficient de clar? Teologia ortodoxă foarte înaltă vorbește despre faptul că o icoană nu trebuie să ne facă să ne închinăm la ea, ci o icoană este doar un ajutor vizual pentru ca să ne închinăm la Dumnezeu. Așa mi se spune. La teologie așa se învață.
Și în felul acesta nu e închinarea la icoane, ci se spune noi doar adorăm icoana, nu ne închinăm la ea. Deși eu nu pot înțelege atunci omul de ce nu îmi pot permite să le sărut, nu îmi pot permite să îngenunchez înaintea lor. Vă rog să observați ce zice aici. Zice să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Chestia asta cu să nu te închini înaintea lor poate să fie înțeleasă în două feluri. Să nu te închini înaintea lor ca direcție sau ca spațiu. Ca direcție adică să nu te închini către ea sau să nu te închini în spațiul dinaintea ei. Cu alte cuvinte, aș putea să înțeleg că într-o încăpere în care există o astfel de imagine, eu n-am voie să mă închin. Auziți? Foarte tranșant. Dacă există o imagine a lucrurilor care sunt în ceruri, jos pe pământ sau în altă parte, cu referire la Dumnezeu, eu în zona aceea n-am voie să mă închin. Este un interzis al închinării. Vă rog să înțelegeți, asta intră în cele 10 porunci ale lui Dumnezeu scrise cu degetul lui. Adică nu e o chestie de comentariu. E în cele 10 porunci. Întrebarea mea este, dar noi de ce facem lucrul ăsta? Și acum să vă spun. Eu cred că noi nu facem lucrul ăsta pentru că nu înțelegem. Unu. Doi. Cred că facem lucrul ăsta pentru că nu ne-am luat timp prea mult să ne gândim. Punctul numărul 3. Pentru că cred că n-am citit cu ochii noștri din Scriptură. Din cauza asta facem lucrul ăsta. Și pentru că credem că Scriptura nu explică treaba asta. Și probabil că noi nu înțelegem bine. Din cauza asta aș vrea acum să citim, să vedeți explicația Scripturii. Este uluitoare. Scriptura se apropie de mintea noastră cum nu e posibil să se apropie un pedagog mai bine. Deschideți, vă rog, în Isaia 44, o să vă spun imediat pagina. Deci, Isaia 44 este pagina 717. O să-i rog eu pe cei de la media să mă urmărească cu imaginile, da? Deci, fiți atenți, Scriptura sau porunca lui Dumnezeu a spus să nu te închini înaintea lor. Întrebarea, de ce? Dă Dumnezeu argumente? Și fiți atenți ce zice Dumnezeu în versetul 14. Deci aici, la pagina 717, uitați-vă, Isaia 44, versetul 14. De acolo vom începe să citim. Zice așa. Omul își taie cedrii, goruni, stejar, pe care și alege din copacii din pădure, sădește brazi și ploaia îi face să crească. Vreau să vă întreb, e vreun element sacru sau sfânt în toată treaba asta? În pădure? E vreun element sfânt în pădure? Că după ce discutăm despre lemnele astea, aș putea să vă pun acolo o mașină cu lemne. Să vă întreb, care din lemnele astea e sfânt? N-am pus o mașină cu lemne, dar după cum vedeți, v-am pus acolo un gorun. Nu, lăsați mai departe imaginea care a fost. V-am pus acolo un gorun. E gorunul ăsta sacru? E sfânt? Nu e. Fiți atenți argumentul mai departe. Următorul slide. Copacii aceștia, spune versetul 15, slujesc omului pentru ars. El îi ia și se încălzește cu ei. Îi pune pe foc să coacă pâine și tot din ei face și un Dumnezeu căruia îi se închină. Își face din ei un idol și îngenunchează înaintea lui. Vi se pare logic? Deci fiți atenți! Cu jumate din gorunul ăla și-a făcut ciorbă, și-a încălzit ciorba. Iar cu o bucată din el și-a făcut un Dumnezeu căruia îi se închină. Și problema este că Dumnezeul ăsta care îi se închină e mai mare ca mine. Adică el este șef peste mine. Păi cu ce autoritate? De unde? De ce? Că-i tot gorunul ăla care l-a mars. De ce am făcut un Dumnezeu cu el? E posibil ca eu să fac un Dumnezeu?
Da. Haideți să vedeți mai departe, în continuare. O parte din lemnul acesta, 16, arde în foc. Cu o parte fierbe carne. Pregătește o friptură. Se satură, se încălzește și zice, ha, ha, m-am încălzit, simt focul. Vedeți ce plastic este? Prinde și pe omul care spune, ha, 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 m-am încălzit. E foarte aproape de realitate. Scriptura nu e un bazm. E realitatea omului care își face ciorbă și se simte bine că s-a încălzit la foc. Cu ce mai rămâne însă, face un Dumnezeu, idolul lui. Îngenunchează înaintea lui, îi se închină, îl cheamă și strigă, mântuiește-mă, căci tu ești Dumnezeul meu. Nu vi se pare că e absurd? Nu vi se pare că e anapoda? Ăsta este argumentul pe care îl găsiți în Sfânta Scriptură. Nu-l fac eu, nu-l construiesc eu. Scriptura îl aduce înaintea noastră pentru ca să ne dăm seama unde ajungem în felul ăsta. Următorul slide. Ei nu pricep și nu înțeleg. Teribil. Este un blocaj al minții. În toată treaba asta este un blocaj al minții. Nu pricep și nu înțeleg. N-are nici minte și nici pricepere să zică, păi am ars o parte din el în foc. Am copt pâine pe cărbuni. Am fript carne și am mâncat-o. Și să fac din cealaltă parte o... Ziceți dumneavoastră că eu nu zic. Fraților, dacă a zice eu, a zice că sunt tendențios și rău. Dar zice din Scriptură că ceea ce fac eu în felul ăsta devine o urăciune. Și o mă închin. Să mă închin înaintea unei bucăți de lemn? Versetul 20. Inima lui amăgită îl duce în rătăcire ca să nu-și mântuiască sufletul și să nu zică n-am oare o minciună în mână? Ce argument mai bun poate să fie? Ce ar putea să facă Scriptura mai mult ca să ne convingă de treaba asta? Spuneți-mi mie. De ce o facem? Dar Dumnezeu a știut că noi suntem greu de convinși. Și ne-a mai lăsat ceva și în Noul Testament. Ne apropiem de încheiere, să știți, dar nu înainte de a citi și din Noul Testament în legătură cu asta. Bun. Am văzut, dragii mei, că nu e nicio logică în a lua o bucată de lemn și a face din ea un Dumnezeu. Nu e nicio logică, e absurd. Dar poate fi și mai rău decât absurdul. Și Scriptura spune, da. Fiți atenți, e mai rău decât absurdul. Pentru că absurdul se reflectă asupra minții. Auziți ce zice Sfântul Apostol Pavel? Sfântul Apostol Pavel spune așa. Fiindcă oamenii, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, acum, haideți să vă rog să vă... Da, haideți să deschideți Scriptura, aveți dreptate. E Roman, capitolul 1, vă spun imediat pagina. Auziți cineva a găsit. Deci 1094, Roman capitolul 1, de la versetul 21. Bun, am găsit? Hai, mai stăm puțin până găsim toți. Și acum azi citim. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, cum l-au cunoscut pe Dumnezeu, dragii mei? V-am pus acolo ca poză o scriptură. Asta este capacitatea sau modalitatea de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Uite așa, Dumnezeu ne-a lăsat să-L cunoaștem pe El. Și
Dumnezeu este bun. Și zice, măcar că l-au cunoscut pe Dumnezeu, l-au avut pe Dumnezeu cu ei, da? Nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit. Aș vrea să observați împreună cu mine, în materie de relație cu Dumnezeu, totul vine din recunoștință. Religia, credința, biserica, totul e o problemă de recunoștință. Vine omul să-i dea lui Dumnezeu tot sufletul. Zice, Doamne, ai făcut atâtea pentru mine, uite, vin cu tot sufletul înaintea ta. Dacă vii la biserică de teamă, dacă vii la biserică de rușine, dacă vii la biserică că te-a adus vecinul, degeaba. Dacă vii la biserică că îți explodează sufletul de bucurie că Dumnezeu te-a mai salvat odată, atunci vino. Așa zice aici. Dar l-au cunoscut pe Dumnezeu, dar nu l-au proslăvit, nu i-au mulțumit, s-au dedat la gândiri deșarte, inima lor fără pricepere s-a întunecat. Asistăm la întunecarea priceperii. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Avem aici istoria decadenței ființei umane. Uitați-vă cum decade omul. Din ce cauză? Din cauză că au cunoscut pe Dumnezeu și l-au scos afară. L-au scos afară din cadrul cercetărilor. Din cauza asta omul a căzut liber în jos. Mai departe. Următorul slide. Și-au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, cu păsări, dobitoace cu patru picioare și târâtoare. Vă dați seama ce înseamnă asta? Închinarea noastră a trecut la uman și la subuman. Iar noi suntem schimbați prin privire. Privind vom fi schimbați. Închinându-ne vom fi schimbați. Noi suntem schimbați prin închinarea noastră. La cine ne închinăm, așa vom ajunge. Când în locul slăvitului Dumnezeu am pus un om, noi n-am făcut altceva decât am dezvoltat umanismul religios. Oamenii au început să fie ca oamenii. De-aia Luther spunea, nu vreau să mai leg niciun om de un alt om, chiar dacă este înalt preasfințit, chiar dacă este papă, chiar dacă este ce vreți dumneavoastră. Luther spune, nu mai vreau să leg pe nimeni de un alt om, vreau să leg pe oricine de Dumnezeu și atât. Nu mai vorbesc la faptul că voi ajunge la animale târâtoare cu și așa mai departe. E rău de tot. Să nu ne mirăm că ființa umană în loc să urce a coborât. Noi vorbim de evoluție. În realitate Sfânta Scriptură spune că a existat o involuție sau o decadență a ființei umane datorită idolatriei, datorită acestui lucru. Ceea ce rămâne este Dumnezeu de aceea i-a lăsat pradă necurăției, versetul 24. I-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Să schimbi pe Dumnezeu cu o minciună. Vă aduceți aminte de Isaia? Zice, și nu se gândesc ca în mână o minciună. Schimbat pe Dumnezeu adevărat cu o minciună. Blocajul minții. În final ajungem acolo. Versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate, spune Cornilescu, alte traduceri spune minții lor corupte să facă lucruri neîngăduite. Fraților, idolatria este un fel de virus al minții. Pentru că se amestecă în închinare și se amestecă în lucrurile cele mai sensibile ale ființei omenești.
Acolo unde omul are nevoie de providență, acolo se instalează acest virus care ajunge sau conduce mintea la o zonă blestemată în care face lucruri neîngăduite. Și versetul 29 face lista de lucruri neîngăduite. Haideți să o citesc împreună cu dumneavoastră repede de tot. Au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, curvie, viclenie, lăcomie, răutate, pismă, ucidere, ceartă, înșelăciune, porniri răutăcioase, șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născucitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Toate astea sunt fructe ale unei singure rădăcini. Care e rădăcina? Închinarea alterată sau stricată de idol. Și mai departe, teribil, și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac aceste lucruri sunt vrednici de moarte, spune versetul 32, totuși nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Și iată cum valorile morale ale lumii noastre au fost înlocuite. Binele a fost înlocuit de rău, răul a fost înlocuit de bine, avem de-a face cu răul necesar și cu o lume care nu mai are nevoie de moralitate. Ăsta este experimentul, ăsta este Scriptura. Vreau să vă întreb, mai e nevoie de ceva la nivelul argumentului ca să înțelegem că porunca care ne-a dat-o Dumnezeu are rost? Mai e nevoie de ceva? Nu-i destul? Adică Dumnezeu ne dă poruncă, dar nu numai că ne poruncește, ne și arată că e spre binele nostru să ținem porunca. Așa face Dumnezeu cu toată Scriptura, să știți. În toată Scriptura. Aș vrea să închei întâlnirea noastră din seara asta cu un text care să ne ridice puțin ființa către Dumnezeu. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Nu știu, spuneam deseori audienței, dacă cumva vă este greu să-i spuneți lui Dumnezeu Dumnezeu și vi se pare că e prea religios lucrul ăsta, spuneți-i Tatăl Luminilor. Cum ar fi dacă în limbajul dumneavoastră ați vorbit de acum încolo despre Dumnezeu ca fiind Tatăl Luminilor? Cât de înalt, cât de frumos, cât de mult ar înălța cugetarea noastră spre infinita realitatea lui Dumnezeu, care totuși ne este Tată, care este atât de aproape de noi, atât de frumos, care ne-a dat cuvântul Său, care vorbește totuși atât de clar și care creează un soi de educație spirituală de care avem nevoie ca de aer. Vă mulțumesc pentru timpul dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru seara asta. Intenția mea nu este să pocăiesc pe vreunul dintre dumneavoastră. Vreau să vă spun, Scriptura ne pocăiește. Dumnezeu ne pocăiește. Cuvântul Lui. Nu e vorba de mine. Aici nu este vorba că eu am dreptate sau că altcineva are dreptate. Aici este vorba despre un singur lucru și anume să dăm dreptate lui Dumnezeu. Să avem capacitatea asta să spunem, Doamne, ai dreptate. Păi, uite, cât de mult ai luptat cu mintea mea, cât de mult ai argumentat, cât de frumos mi-ai spus. Vă chem să dați dreptate lui Dumnezeu, atâta tot. Să vă simțiți frumoși înaintea lui Dumnezeu, eliberați, să vă simțiți parteneri împreună cu El, depozitarea harului și ai bunătăților sale. Dar înainte de toate, trebuie să avem o imagine frumoasă și reală despre cine e El și mai ales despre poruncile Lui. Doamne, de ce îmi poruncești asta? Și să înțeleg, ți-am poruncit asta
pentru ca să-ți fie bine. Ca să nu mai cazi, să nu te mai duci în jos, să nu mai cobori sub, la nivel de subuman, să nu mai ai atâtea experiențe negative, atâtea dureri în viața ta, atâtea lucruri care să te facă să te simți pătat uneori, mizerabil altădată, depresat datorită lipsei de naturalețe în care viața noastră se duce. Dumnezeu să vă fie aproape și să vă binecuvinteze. Amin. Vă invit să ne rugăm. Părinte Sfânt, îți suntem recunoscători pentru că cuvântul Tău nu este ermetic și nu este departe de noi, ci suntem recunoscători că ne-ai dat cuvântul aproape de suflet și în mâinile noastre. Fă-ne, Doamne, în stare să-L iubim și să Te iubim. Fă-ne în stare să ne expunem acestui adevăr și să-L lăsăm să ne elibereze. Fă-ne în stare să ne dorim îndreptarea după modelul Tău și, Doamne, să ne săturăm de modelele noastre umane, nu doar imperfecte, dar uneori chiar nebunești, pe care le experimentăm în vremea de azi și în societatea noastră. Îți mulțumim pentru dragostea Ta, îți mulțumim pentru noblețea Ta, îți mulțumim pentru grija Ta, îți mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt și mai ales îți mulțumim pentru jertfa Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin.